uitați cum asortez eu cu ăsta al meu. Am și cornițe. Mi-au crescut și cornițele. Da. Editam acum și am găsit asta și mi-am pus că nu mai stă părul în ochi și e bine. Chiar mă gândesc dacă să acced și eu la trendul cu bentițe. Știți că de vreo 2 ani, 3 ani e trendul ăsta că s-au întors bentițele și eu le-am urât întotdeauna. Niciodată în viața asta n-am iubit bentițele. Dar încep să le descoper natura practică. Plus că eu, având un păr ondulat, părul meu face o chestie aici, uite, vedeți? Face chestia asta, adică nu stă și el ca un păr normal, stă și el ca lumea, așa, nu. El stă să dă așa, face niște chestii, așa, și stă cumva așa, știți? Avem problema asta, că și trendul ăsta cu bentițele nu-i nou. Adică e nou pentru voi, astea, acum, care aveți 15-16 ani, dar... Era și pe vremea când aveam eu 8 ani, să știți, și de atunci este, doar că s-au întors. Erau aceleași bentițe și atunci, nu, cred că nu erau atâtea cristale puse pe ele, dar în rest erau aceleași bentițe. Și mă gândesc că acum, de exemplu, nu stă tragic, adică nu chiar atât de tragic, dacă n-ar fi caricatura asta, da, asta e pe post de caricatură. Dar, da, mă gândesc că sunt practice, știți, că mie nu-mi place să stau cu părul prins, de-aia în clipuri nu mă vedeți cu părul prins, nu-mi place, nu știu, nu-mi place cum se vede fața, nu, parcă nu-mi place zona asta aici la mine, așa, nu e că chelesc, dar pur și simplu e părul mai deschis la culoare și nu-mi place cum se vede când am părul prins și de-aia nu mi-l prind, sau când mă duc undeva, când am de făcut ceva, când trebuie să... par prezentabilă, niciodată nu-mi prind părul. Și plus că mi se pare mult mai feminin să-l ții așa desfăcut. Dar când fac câte ceva acasă, evident că trebuie să-l prind ca să nu-mi intre în ochi. După ce că nu am vedere periferică, nu văd ca lumea, nu știu ce, văd cu un sfert din ochi, mai îmi intră și părul în câmpul vizual redus și așa pe care l-am. Și atunci mă gândesc că ar fi practică. Asta ar fi o combinație foarte bună. Să spunem un compromis foarte bun. Acum nu știu. Problema iarăși pe care o am în general cu părul meu este că eu am capul mare. Eu, literalmente am capul mare. V-am povestit acum când? Cred că cu 2 ani când am fost la Târgu de Crăciun și am dat de un designer din ăsta de pălării și i-am zis că să-mi dea pălăriile mai largi pentru că am capul mare. A, nu, că hârcă, mârcă, nu știu ce. Și când am început să probez pălării și erau unele care erau mici teoretic și Eugeniei erau largi iar mie mi-era mare, mie mi-erau înfiorător de mici și a dat seama că da, ți-ar trebui ceva mai larg totuși, știți, a încercat să fie diplomată și să o dea așa după colț, dar eu știam, nu, am căpățâna mare, că știu, deci asta a fost primul lucru pe care l-am văzut mama, că mi-a zis, dacă mai stăteai mult, ieșai numai cap, așa, deci nu urechi, nu nas, nu ochi, nu, ieșeam numai căpățâna dacă mai stăteam mult pe acolo. În fine, hello, ce faceți? Este foarte târziu, este ora 4 după amiază, pentru că mi-am petrecut toată dimineața făcând diverse chestii și toate făcând multe lucruri. Zilele trecute n-am filmat, am fost așa, deci e atât de bine cu programul ăsta în care am preînregistrat și așa. Și am ajuns deja la o săptămână de vlogmas, ceea ce mi se pare wow, nici nu știu când a trecut, că parcă ieri mă apucam. Bradul meu încă nu este terminat de împodobit, dar este foarte frumos. Așa, am 50 de trilioane de cărți pe aici pe jos pentru că am filmat mai devreme un book haul pe care de altfel l-am și editat și mă gândesc să mă apuc în sfârșit de biblioteca asta și mai am de făcut niște chestii. Trebuie să fac un pic de ordine, trebuie să mai fac alte chestii pe aici prin casă. Afară a dat o lapoviță sau în termenii mamei mele șliboviță. S-a pus până la urmă, a dat-o în nisoare și s-a pus așa un centimetru care nu o să reziste de zăpadă. Adică mă gândeam că o să avem și noi un pic de zăpadă așa în perioada asta, dar nu. E mizerie, foarte multă mizerie afară, după cum vă puteți aștepta. Și eu am treabă prin casă, din fericire am multă chestie de făcut în interior și nu mă deranjează, dar o să trebuiască să mă apuc de biblioteca asta, că deja arată groaznic și nu mai place. Vreau să aranjez cărțile, dacă tot am... Ia uitați-le, sunt pe acolo, că am filmat haul-ul de cărți. Sunt pe acolo, împrăștiate. Și zic să mă apuc să le aranjez și să și decorez. Facem asta și un lucru foarte important pe care nu știu dacă reușesc, dar îmi doresc să reușesc în seara asta, este să îmi
dressing-ul la și prin dressing vreau să spun șifonierul, că încă nu am dressing-ul terminat. Nu, nu intrăm în categoria. Nu vorbim despre dressing, da? Deci nu. Deci era, cred că singurul proiect din casa asta care putea să meargă repede, bine și fără complicații și fără să mă enerveze și fără să-și bage cineva picioarele în toată problema mea, ăsta era cu dressing-ul, s-a dus dracu. În fine, am sistat lucrările, ca să știți un update pentru dressing, a venit vorba, am sistat lucrările până în primăvară și în primăvară, când o să mă, dacă mă calmez, vom relua toată situația și vom vedea atunci. Până atunci, Dumnezeu cu mila. Încă trebuie să supraviețuiesc cu șifonierul meu. Așa, și pentru că trebuie să supraviețuiesc cu șifonierul meu și pentru că eu mă gândeam că cel târziu, la jumătatea lui octombrie, nu mai devreme, o să am dressing-ul finalizat, am zis că nu-mi scot hainele de iarnă. Și uite așa, m-a prins decembrie, suntem în decembrie deja, a trecut Moș Nicolae. Apropo, mulțumesc mult pentru toate urările pe care le-am primit de ziua mea, mulțumesc din suflet. Sunteți ca întotdeauna, ca fiecare am, foarte dulci, foarte drăguți și foarte calzi. Și mă gândeam că o să am și eu dressing-ul și o să pot să-mi pun hainele în dressing, dar nu, m-a prins decembrie, a trecut Moș Nicolae și eu încă nu am hainele de iarnă scoase, ce credeți? Da, simplu fapt că am o bluză mai groasă pe gât este pentru că e nouă și s-a nimerit, dar nu, dacă ați văzut, încă nu m-am scos puloverele de Crăciun, alea cu tematică de Crăciun, pentru că nu sunt. E, și asta ăsta va fi unul din proiectele de astăzi, din seara asta, pentru că și așa e întuneric, beznă. Am încercat să filmez turul bibliotecii, haos, horror, oribil, pentru că nu am lumină, dar asta este. O să supraviețuim noi. Așa, deci, prin urmare și așa, deci, mă voi apuca de... Cu ce încep? Să încep cu biblioteca sau să încep să-l dau pe Jimmy la o parte? Că Jimmy doarme, de azi dimineață doarme și a umflat, a făcut o burtă, e cât o bilă așa, e rotund, e mai lat decât lung, deși el este un motan foarte lung. Și voi îmi spuneți când vă uitați la el și vă mai pun poze cu el, că e lung. Adică imaginați-vă că e mai lung decât perna mea de 70 de centimetri. Că eu am perne din ale de standard de 70 de centimetri lungime și el e mai lung. Când se, mai ales dacă se întinde, devine cât două din ale. Da, și acum a devenit mai lat decât lung pentru că am mâncat multă cărniță astăzi. Am făcut un fel de pomana porcului. Eu zic un fel de pentru că nu o fac cu organe, nu pun foarte multă carne grasă, pun carne grasă exact cât să se lase puțină untură, să se prăjească așa carnea în așa și nu fac. Așa, da, am făcut pomana porcului și bineînțeles că am împărțit-o cu ei și a fost foarte bună că e carnea proaspătă. Am luat ieri carne de la Profi și era proaspătă. Chiar mi-au zis fetele că e bine să te cunoști, să fii de aici și să te cunoască. Fetele mi-au zis că e proaspătă carne de bevenise și am luat-o și a făcut și a ieșit super bună și na, am împărțit-o cu ei, cu umflații ăștia negri. Și am buzele foarte uscate. Trebuie să-mi caut balsamul ăla de la Carmeț. Cred că l-am lăsat în geaca de plimbare. De când astăzi n-am fost la plimbare pentru că v-am zis că a nins. Deși am putea să mergem. Pentru că fetele sunt relativ supărate. Așa. A, uite că încă ninge. Încă ninge. Și de-aia nu s-a topit de tot. Că zăpada în sine care se depune se topește pentru că e ud pe jos, dar nu s-a topit de tot pentru că încă ninge. Na, aș fi vrut un vin fiert, dar nu mă duc la magazin pe vremea asta și pe mizeria asta, nu mă duc la magazin să mă bată turcii, așa că ne rezumăm la ceai. O să-mi fac un ceai de ghimbir și supraviețuim.
este că mi-am făcut jumări. Da, pentru că ieri când am fost la magazin, pe lângă alea, cum le zice, carnea pentru pomoana porcului, am cumpărat și grăsime ca să fac jumări, pentru că mi-era foarte, foarte poftă de jumări. Când am fost la mama, i-am ronțăit toate jumările și mi-era poftă și tocmai ce le-am făcut și încă scălduțe, așa, sunt translucide, încă nu s-au răcit bine, bine. Și mi-am tocat o ceapă și cu pâine o să fie divin. Asta ca midway snack, fiindcă sunt în proces de... Ia să nu mă cărți pe aici. Da, ăsta este snack-ul meu, după cum vedeți. Aia este asistenta mea care muncește foarte, foarte greu, din greu, și mă ajută foarte tare. Și da, merge foarte greu această reorganizare, pentru că îmi este foarte greu să mă decid ce, care, cum, unde vin, știți, din cărți, și mi este greu, greu, greu de tot să mă decid. But whatever, o să o scoatem noi la capăt, să vedem dacă îmi place, dacă nu, nu-i problemă. Rezolvăm cu alte cărți sau cu decor sau cu vedem noi cu ce. So, hai să ronțăi. Udi mă primești și pe mine lângă tine, că n-am unde să stau, efectiv. Pe scaun sunt cărți, pe jos sunt cărți. Mă primești și pe mine lângă tine. Nu prea. Nu prea. Nu prea. Ce faci, mama, acolo? Ce faci? Ești în inspecție? Da? Inspectezi? Și? Îți place ce ai găsit? Aia e stricată, are buba. Nu mai este bună. Are buba, mami, aia. Ce ai găsit acolo? Stați că e curioasă, stați așa că... E o problemă gravă. Udiță? Cine are cele mai frumoase șosete din lumea asta? Aceeași persoană care are și cele mai frumoase mustăți. Udilă! Suntem în plin proces de scotocit după decorațiuni. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
rău că e atât de întunecată imaginea, dar uitați-vă la individul ăsta, cum stă. Domnișoară, ia uitați-o, e în lumea ei, e perfect, totul e bine. Ziceți voi, că nu-i tablou. Mâță, ps! Am terminat de aranjat aici, am pus untura de la jumări, am făcut niște paste cu sos de roșii aici și cu cărniță, așa, a, am uitat să pun ciuperci, aveam și ciuperci, a, mă rog, next time, așa, mi-a luat poftă de paste cu sos roșu, că nu am mai făcut de foarte mult timp, am un raft relativ gol aici, lângă mine, am pus și astea, decorațiunile în brăduț, o să mai trebuiască, nu l-am umplut, îmi mai trebuiesc unele mai micuțe pe partea de sus, că acolo sus nu prea e cam chel. Așa? Arată foarte drăguț cu astea roșii. Poate trec mâine printr-un Pepco sau ceva și iau ce, și ceva mai micuț și drăguț, așa? Astea de aici, astea de catifea. Le găsiți și anul ăsta de la Sinsei sunt și le găsiți și anul ăsta și sunt absolut superbe. Și cred că și soldații ăștia i-am văzut. Cred, nu știu. Dar pe mine mă scot din sărite că nu stau ca lumea. Așa. Și arată super cute. Nu-i așa? Ce ziceți? Arată bine sau nu arată bine? Cum vi se pare? Let me know. Așa. Eu era să-mi ard sosul mai devreme pentru că i-am... îi făceam niște poze lui Udi, că era atât de drăgălaș acolo, de tot, n-ai cum. Deci, da, dacă vreți să vedeți, mergeți pe Instagram la mine, că i-am făcut poze și am pus o poză acolo și la ei, că au și ei Instagramul lor, pisicile și câinii mei. Da, stați că se uită la mine. Așa, ce ai să ne spui? Haide, spune. Este foarte interesată de asta. Așa am descoperit că e o idee foarte bună să am cornițe din astea. Uitați. E o idee foarte bună să am cornițe din astea când le fac poze, pentru că mi-acord atenție și stă exact în poziția în care vreau eu. Se uită în cameră. E foarte interesată de ele. După cum vedeți. Ce zici? Spate? Ți-a și ție mami unele? Ți-a și ție mama? Și mami, eu și un pisică serios, nu ca tine. Eu și un pâșică serioasă și nu... Ia uitați ce față. Udilă? Udi? De ce ești tu frumoasă și dulce și scumpă și ce e la mai drăgălașă fetiță din lumea asta? Pentru că sunt mama. Ah, ia uitați-o cât de bine stă. Da. Deci am făcut... o să vedeți turul bibliotecii, în turul bibliotecii și o să vedeți acolo toate decorațiunile. Mai trebuiesc. Am ajuns la concluzia că mai trebuiesc, dar n-am destule, că de asta am vrut să aranjez biblioteca, să pun decorațiuni și acum văd că e o carte care e ieșită din linie. Doamne, cât m-am chinuit să pun cărțile în linie, pentru că am obsesie ca toate să fie aliniate aici, așa, să aibă cutoarele perfect aliniate. Uite că așa, asta e un pic ieșită, dar eu cum am avut cărțile puse în teancurile alea, s-au deformat și acum nu mai sunt la cotor perfect aliniate și mă chinuie puțin, dar atâta m-am chinuit. Și o să vă arăt decorațiunile, poate mâine, dacă o să fie un pic vremea mai bună și o să fie lumină, că acum e seară, e întuneric. Este și 10 și jumătate noapte. Noi mâncăm paste la 10 jumate. Tu vrei să dormi, nu? Se cam închid ochii sorii. Nu e ca și cum ai fi dormit toată ziua, adică, Doamne Sfinte, așa. O să vă arăt mâine, probabil pe... timpul zilei, dacă o fi lumină, dacă nu e zocumila, o să vă arăt decorațiunile, să vedeți cum a ieșit. Oricum, turul bibliotecii veți vedea în alt clip. Și asta este caruselul de la... de la Denisa, pe care mi l-a făcut, cred că acum 2 ani, cadou, sau anul trecut, acum 2 ani, cred că mi l-a făcut cadou și foarte drăgălaș, chiar vroiam să mai iau unul roșu, pe roșu, că asta arată super, super bine, dar acum aș vrea și unul roșu ca asta. Da, sunt foarte drăguțe, o să vorbim mâine, nu știu cât e de lung vlogul ăsta, nu știu ce am filmat, habar n-am, am fost zăpăcită, v-am zis că am avut multe pe cap, dar mâine avem multă treabă și mergem în oraș și facem diverse și... mai ies din casă, ceea ce e bine. So, see you later, alligator, vă pupicesc!